Dacă aveți eroarea asta, senzori de parcare sau modul din portbagaj nu funcționează cum trebuie. Iar modul din portbagaj, ca să fie dezactivat, înseamnă că cel puțin 2 senzori de parcare nu funcționează. Chiar dacă găsiți unul singur, înseamnă că încă unul mai face figuri. O să vă arăt imediat cum verificați fiecare senzor de parcare, cum verificăm modul din portbagaj și ce putem să mai facem înainte să mergem cu mașina să schimbăm vreo piesă. Cum verificăm senzori de parcare? Punem contactul la mașină, deci să aprindă becurile în bord, și băgăm mașina în manșalier. Acum, practic, s-a activat PDC-ul. Acum senzorul de parcare trebuie să funcționeze, teoretic. Și o să mergem la fiecare senzor, și în față și în spate. Deci la fiecare senzor trebuie să punem urechea foarte aproape. Sau puteți să înregistrați cu un telefon ceva. Deci acum verific senzorul stânga-față. Acum verific senzorul stânga-față-mijloc. Adică așa verific eu. Puteți să puneți urechea foarte aproape, că se aude acel ticăit. Deci stânga-față, stânga-față-mijloc. Dreapta față mijloc. Deci unde ticăie cum trebuie, înseamnă că funcționează bine. Ce putem să mai facem până să trecem la modul din portbagaj? La unele persoane am văzut că a funcționat, la unele nu, la unele da. Cu VD40, da? La senzorii care fac figuri, l-au dat ușor așa, apoi au șters aici, da? Și au revenit senzorii, deci era o problemă de contact. Acum haideți să vă arăt unde este modulul de la senzorii de parcare din portbagaj. Este sub roata de rezervă. Trebuie să scoatem aici căpăcelul ăsta. Scoatem roata. Și acum scoatem și ăsta de aici. Și găsim modulul senzorilor de parcare. Ăsta este modulul. Este liber. Nu este pus deloc bine. Deci cei de la BMW n-au gândit când au pus modulul și micropower ăsta care strică foarte multe. Deci în portbagaj nu există scurgere. Și puteți să vă treziți cu apa aici. Ce putem să mai facem? E să scoatem cheia din contact. Scoatem mufele. Așa ies. Deci apăsăm aici și dăm asta peste cap. Apăs și dau asta peste cap. Deci scoatem mufele astea. Hai, mă. Bun. Avem modulul liber. Acum o să mă duc și dau cheia la mașină. Am pornit mașina, acum nu mai am nicio eroare. Dar când bag manșalier sau când apăs pe butonul de parcare, vedeți, nu mai se aprinde niciun bec. Deci acum fără modul nu se aprinde niciun bec. Asta e simptoma. Practic acum nu avem senzori de parcare. Da? Bag și manșalier. Tot la fel, nu mai se aprinde nimic la senzori de parcare. Scot cheia, o mai las un minut. Acum o să-i bag la loc. Bun, 1, 2, 3. Dacă toți suntem aici, recomandarea mea, încercați toate astea să le puneți mai sus. Vedeți, cablul e destul de lung. Asta e ca să nu aveți probleme pe viitor majore. Uitați ce loc le-am găsit aici. Deci le-am pus deasupra la roata de rezervă, stau foarte bine, nu zdrângăne și se închide foarte bine, adică nu atinge nimic. Totul e ok, nu împinge nicăieri, deci n-avem ce să stricăm. Așa evit o problemă întâlnită la E60-uri, care sper să nu o pățiți până vedeți acest video. Și după ce faceți toate astea, e bine să verificați după 3-4 ore. A few moments later. Deci merge. Totul e ok. Deci am făcut senzorii fără să înlocuiesc niciun senzor, fără să schimb modulul de senzor de parcare. Pe mine cred că m-a ajutat acel VD40. De-aia am făcut toate treburile astea, ca să eliminăm orice problemă. Deci vedeți, becul stă aprins, înseamnă că funcționează totul cum trebuie. Vă mulțumesc de vizionare și sper să vă ajute și pe voi, să nu trebuiască să schimbați niciun senzor și ne vedem la următorul video. Nu uitați să vă abonați, dați un like la acest video, v-am lăsat. Pa!